Radio Vocea Speranței. Acest program este realizat în cadrul proiectului Poduri de speranță peste Prut, finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Doamnelor, domnilor, stimați prieteni, vă salutăm cu drag în cadrul emisiunii noastre, unde promovăm valorile, cultura și spiritualitatea românească aici pe frecvențele noastre. În această ocazie, în studioul nostru a revenit părintele Constantin Olariu, secretar eparhial în cadrul Mitropoliei Basarabiei, consilier pe comunicare. Părinte Olariu, vă salut, bine ați revenit. Bine v-am găsit și mulțumesc din nou pentru invitație. Cu mare drag, vreau să vorbim în această ocazie despre războiul din Ucraina, despre evoluțiile care se întâmplă și despre mai multe chestiuni care țin de această situație destul de complicată care marchează viața noastră socială, politică și religioasă în Republica Moldova, dar și în zona aceasta a lumii. Uh, și pentru început, vreau să vă întreb: Cum se pozi poziționează Metropolie Basarabiei față de acest uh, război? Uh, evident că uh, condamnați acest război. Evident, multă lume condamna acest război. Dar vă întreb uh, dintr-o altă perspectivă: Cum vă poziționați față de acest război? Pentru că, de exemplu. Sunt în țara noastră oameni care condamnă războiul, sunt alții care um, acceptă sau susțin da. acest conflict militar. Um, și susțin din perspectiva că, uite, există amenințarea NATO, uite, Occidentul este degradat moral, uite, avem libertăți sexuale care vin peste noi. Și cumva justifică, iată, acest război. E un fel de apărare a valorilor noastre tradiționale creștine. Cum se poziționează Metropolia Basarabiei din această perspectivă? În primul rând vreau să menționez faptul că nimic nu poate să justifice un război. Așa. Biserica nu este de acord și nu va fi niciodată de acord cu izbucnirea unui război, indiferent că o țară ortodoxă atacă o altă țară ortodoxă sau țări de alte, alte religii se, se luptă între ele, cum ar fi vorba chiar în momentul de față despre Israel și conflictul de acolo. Um, niciodată biserica nu a fost în susținerea războiului. În schimb, de-a lungul istoriei, am văzut că biserica a fost implicată atunci când războaiele erau de cucerire asupra poporului pe care biserica îl păstorea. Și întotdeauna ea va lua partea poporului, dar niciodată nu va putea să ia partea acelui popor atunci când poporul devine agresiv asupra altei alte națiuni desigur că noi trebuie să descurajăm orice fel de informație de susținerea războiului din din Ucraina. Nu suntem de acord cu opinia și reacțiile patriarhiei moscovei și nu cred că vreuna dintre bisericile ortodoxe din lume este de acord cu, cu poziția patriarhiei moscovei. Trebuie să ne delimit, de, delimităm de, de aceasta și să fim foarte atenți în, în felul cum privim lucrurile. Uh -huh. Da, unii spun că dacă nu acceptăm pe ruși, vin americanii uh -huh. sau fel și fel de lucruri, vin europeni și... Da. Ne aduc nouă toate urăciunile Occidentului. Aceste urăciune au existat întotdeauna, mai pe față sau mai pe ascuns. În schimb, nimeni nu ne poate lua credința din suflet. Biserica trebuie să se îngrijească de sufletele oamenilor. Dacă omul nu este tare și puternic în credință. Va cădea pradă oricărei spite indiferent din țara care va trăi, indiferent de biserica la care se va supune. Trebuie să luăm aminte și să învățăm din practica atât a românilor, cât și a moldovenilor din diaspora, Așa. din țările occidentale. Avem foarte mulți cu milioanele care și-au format comunități religioase foarte puternice și foarte bine închegate. Și cum putem să afirmăm că țările occidentale reprezintă iadul și în mijlocul iadului, iată, avem biserici vii lucrătoare, avem comunități enorme de creștini ortodoxi care nu sunt doar moldoveni sau români. Sunt Așa. și greci, sârbi, georgieni, ruși, dar și din și italieni, germani, francezi, britanici, olandezi și alte, alte popoare. Nu putem afirma că ortodoxia este doar românească, doar rusească, doar greacă sau țările pe care noi le cunoaștem a fi ortodoxe. Ortodoxia este pentru toate popoarele. Nu putem să, eu chiar în uh, mica mea experiență de, de preot slujitor, uh, am botezat și americanii. Adică, ce, că el este american și nu poate să fie ortodox, sunt și arabi ortodoxi, sunt și evrei ortodoxi, da. așa că um, Hristos se propovăduiește peste tot și Biserica lui Hristos niciodată nu va putea fi dărmată, uh, indiferent dacă unele, unele puteri ale lumii uh, își doresc lucrul acesta. Dar, iată, există o altă opinie. S-a menționat că biserica, și dumneavoastră ați menționat că biserica ar trebui să susțină poporul atunci când avem un război de apărare. Un război de apărare, desigur. Acum vreau să vă întreb în contextul în care, de exemplu, pe vremea lui Isus, poporul evreu la fel era sub ocupație romană. Hai să spunem, romanii erau agresori. Da. Evrei erau cei uh, care erau subjugați. Uh, iar și Isus, de multe ori a fost îndemnat de către zeloții de pe vremea lui, uh, de către partidele așa mai extremiste, uh, să fie un lider politic și să uh, răscoale poporul ca să elibereze de ocupația romană. La care mântuitorul a refuzat să se implice în chestia aceasta. Într-adevăr... Cum ar trebui biserica să facă, cum să ajute poporul în timpul unui război de apărare? În, în perioada respectivă nu exista război, era o ocupație uh -huh. romană, în schimb, vame și, farisei și saducheii doreau un război de dominare asupra Imperiului Roman, că la un moment dat ei fac sfat și spun... Haideți să legem pe acesta că el pe morții inviază, pe cei bolnavi vinde că pe răniții îi va vindeca, mâncare face din puțin da. înmulțește bucatele, înmulțește mâncarea și toată mm -hmm. armata noastră va fi sătulă. Și de aceasta este potrivit pentru a fi un lider politic. Și, și iar din acest punct de vedere, mm -hmm. mântuitorul i-a refuzat dar preocuparea Mântuitorului Iisus Hristos și misiunea sa era să pună bazele credinței în, uh -huh. în, în poporul ales și nu numai poporul ales, ci și la celelalte popoare, pentru că spune Hristos, dați cezarului ce este a cezarului, adică cele lumești, să, să, fie, să nu se amestece cu cele duhovnice, să fie doar cele lumești, iar lui Dumnezeu dați ceea ce îi se cuvine lui Dumnezeu, dați rugăciunea, dați postul, dați milostenia, fapta bună. Vedem în foarte multe uh, pilde, parabole ale Mântuitorului Hristos, dar și în multe cuvântări ne vorbește despre aproapele. Și ne explică cine este aproapele nostru. Asta ce reprezintă ne îndeamnă la fapte bune asupra aproapelui nostru. Mântuitorul a fost preocupat de partea aceasta spirituală, nu de partea politică. Și dacă vrem să facem încă o paralelă, observăm că chiar cei care ocupau pe evrei, aveau o logică mult, mult mai bună și o umanitate într-înși, căci Pilat vroia și căuta să-l scape pe Hristos de la moarte, dar era frică de răscoala poporului. De aceea. Da, vă mulțumesc. Pe de altă parte, iată, Sfânta Scriptură profetizează că războaie au fost... Și vor fi în continuare. Așa e omenirea. Până la urmă, hai înțeleg în vremea aceea că nu exista civilizație. Cum crede sau vreau să vă întreb, de ce în secolul nostru, atât de civilizat, atât de dezvoltat, cu atâtea progrese, s-a declanșat acest război atât de brutal? Că Hai să recunoaștem chiar metodele cu care se duc, care se, se luptă acum, sunt foarte brutale bombardamentele uh, zonelor civile, distrugere de infrastructură energetică. De ce am ajuns noi, într-un secol civilizat și creștin, să avem așa un război brutal? Cine spune că suntem civilizați? Sau cum putem spune că un popor este civilizat sau nu? nu? Uitându-ne la faptele lui. Dacă trăiam acum 100 de ani... Spuneam că noi suntem apogeul civilizației. Așa. Cei de peste 100 de ani de acum încolo vă spune că ei sunt civilizați și noi eram înapoiați. S-ar <laughs> putea ca Evul Mediu să peste câteva sute de ani să fie considerat și perioada noastră. Civilizații au fost dintotdeauna anumite etape ale ei. Și, dar natura omului este de așa fel încât este supus slăbiciunilor. Și tot timpul se va ridica unul mai căpos decât celălalt, unul care vrea să domine, unul care vrea să, să și arate puterea și nu poate să și arate puterea prin ceva bun, printr-un lucru pozitiv, ci doar prin lucruri rele. Există un concept al dominației mondiale, să stăpânim lumea aceasta, pentru că nu suntem conștienți că noi nu aparținem acestei lumi. Noi trebuie aici să ne pregătim pentru lumea viitoare. Războaiele au fost și vor fi, și nu cred că a existat o perioadă de încetare a conflictelor militare. Pentru că noi îl simțim acest conflict militar mai aproape că este în coasta noastră. Da. Dar pe, pe toată suprafața Pământului nu cred că ele au încetat vreodată. Acum este de condamnat mai ales faptul că niște puteri mondiale încurajează sau susțin sau provoacă aceste conflicte militare. Pentru că ne dăm seama că puterea lor constă doar din punct de vedere economic și al forței militare, nu stă într-o putere în demnitate, în cultură și în umanitate. Și tot timpul vor vrea să, să dovedească că ei sunt cei mai, cei mai din, din lume. Și uh, lucrurile acestea trebuie descurajate și nu trebuie întreținute. Nu înseamnă acum că trebuie să, să ne alegem partea ori cu americanii, ori cu rușii. Noi trebuie să fim cu noi înșine, noi trebuie să ne uităm în sinele nostru, să vedem ce fel de oameni suntem, ce fel de popor, ce cale ne alegem noi ca popor individual, ce cale spre viitor. Vrei, vrem să fim un popor pașnic, vrem să fim un popor... Uh, Indulgent, vrem să fim un popor care oferă dragoste. Și prin exemplu nostru se vor alătura și alte popoare. Vreau să trecem un pic la agenda noastră internă și la unele evenimente care s-au întâmplat recent în, în spațiul public. Iată, presa a scris despre așa zisele pelerinaje ale preoților din Metropolia Moldovei în Federația Rusă. Cum comentați aceste acțiuni, aceste deplasări, uh, și uh, unul din argumentele care sunt aduse de cei care au mers acolo și de organizatori a fost că, uite, dacă Patriarhia Română, uh, Metropolia Basarabiei oferă, de exemplu, salarii preoților, de ce și noi să nu oferim uh, preoților din Metropolia Moldovei? Atât, cum comentați această situație? Nu ne opunem uh, asupra salarizării preoților, ci din contră, statul Republica Moldova ar trebui, la rândul ei, să susțină uh, toate cultele religioase, um, desigur, de, de proporțional, în funcție de. de um, de mărimea, de mărimea da. cultului, fiecare este liber să circule unde vrea. Așa. De asta am ieșit din spațiul sovietic, ca să ne dobândim libertatea. Dacă unii aleg înapoi într-un regim la fel sovietic, nu vor mai avea acea libertate de circulație. Dar toți profităm de sacrificiul strămoșilor noștri care s-au luptat, de, de, s luptat pentru, pentru libertatea pe care o avem în ziua de astăzi. Um, aceste finanțări pe care le primesc nu cunosc sursa uh, lor. Și nu cred că ar trebui noi să ne, să ne uh, spunem părerea uh -huh. despre, despre ele. În schimb, uh, autoritățile uh, competente trebuie să se ocupe de aceste cazuri. Dacă se va trage concluzia în anchete că acești bani uh, sunt uh, distribuiți în alte scopuri, uh, uh -huh. cum se vehiculează? nu vreau să mă iau după bârfe, vreau să mă iau după fapte concrete, atunci serviciul de informații, autoritățile trebuie să ia măsuri în, în cazurile acestea. S-au constatat multe încălcări prin care au fost aduși bani în Republica Moldova pentru finanțarea unor partide proruse. Nu este problema bisericii aceasta, este problema autorităților statului făcând comparația că preoții din Metropolia Basarabiei sunt finanțați din România, ei sunt salarizați de către Guvernul României datorită faptului că ne-am câștigat acest drept de a fi salarizați și de către stat, fără niciun fel de implicare politică. În primul indiferent de partidul de guvernare, de ce președinte va avea România sau ce partid va, va fi la guvernare, preoții vor fi în continuare salarizați. Nu depindem politic din acest punct de vedere. Este, este prin lege. Nu am cunoștințe ca în Rusia să se fi dat o astfel de lege. Prin care preoții să fie incluși în schema salarizării, cum sunt toți bugetari. Noi suntem salarizați din, legal pentru că plătim contribuții la stat, ni se plătește asigurarea medicală și se plătesc dările la casa de pensii. În partea cealaltă, aceasta nu am astfel de cunoștințe dacă s-a făcut prin totul legal sau sursa finanțării. Dacă nu, niște oameni uh, uh, cu venituri substanțiale uh, finanțează uh, aceste acțiuni. În schimb, uh, le dorim celor care au fost în perelenaj uh, la Moscova să facă astfel de perelinașe și în alte țări ortodoxe, cum ar fi Grecia, cum ar fi uh, Bulgaria dar și țări care nu sunt ortodoxe. Se ducă să vadă și uh -huh. altfel de exemple. Da, aici e mare diferență, pentru că în cazul metropolei Basarabiei totul este transparent. Este transparență financiară, să plătesc contribuții, da. schema de salarizare da, da. atât a ierarhilor cât și a preoților din, din cadrul întregii patriarhii române sunt date publice. Da. Și aici totul este oficial, totul este deschis, se plătesc impozite uh, și toate contribuțiile sociale. În cazul dat, nimeni nu știe nimic. Nu pot să uh, mă pronunț, nu am da. astfel de cunoștințe și nici nu-mi doresc să am astfel de cunoștințe, că dacă vor fi negative, uh, aceste informații mi-am răsc inima uh, și dacă uh, uh, vor fi... Uh, în detrimentul bisericii și a societății voi cădea într-o tristețe amară. Da. Ați menționat că autoritățile ar trebui să controleze ce se întâmplă cu acești bani care vin pe cardurile. Desigur. Desigur. Noi suntem controlați Mm -hmm. Noi suntem controlați atunci când Metropolia Basarabiei primește o finanțare mm -hmm. din România pentru renovarea unei biserici, pentru un ajutor, pentru construirea alte sau pentru un centru social, iar uh, suma depășește, uh, banii depășesc o anumită sumă, uh, ni se cere atât de, de la bancă și, desigur, că banca se supune anumite legi fiscale. Da. Da. Uh, 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 dovada provenienței lor cu scrisori uh, uh, cu, cu scrisori de proveniență din, din România, că altfel banii se întorc înapoi sau nu ne uh -huh. sunt rămân blocați pentru o perioadă, nu da. știu, de cât timp că n-am pățit da. ca banii să, să fie blocați. Și tot timpul există o transparență din acest punct de vedere. Și totul se face prin virament bancar, prin băncile moldovenești. Și statul, Republica Moldova, are cunoștință de, de lucrul acesta. Iar justificările sunt la fel transparente. Iată, am văzut în presă că, în urma acestor pelerinaje și evoluții care se întâmplă, am văzut primele declarații, hai să spunem așa, unor oficiali, dar foarte vagi, precum că Republica Moldova și autoritățile din Republica Moldova ar trebui să gândească să interzică activitatea Metropoliei Moldovei în țara Nu cred noastră. că este o, este o informație veridică. Au fost presa a scris, au fost niște a scris. declarații a unor oficiali, dar foarte atenți. Mie mi-e teamă ca aceste declarații să nu creeze mai multă uh, tensiune în societate. Așa? Trebuie să ne abținem de la astfel de declarații. Uh, trebuie interzisă orice fel de activitate a oricărei cult religios uh, care vine în detrimentul uh, sau a, atacă siguranța statului, siguranța națională sau vine în detrimentul societății. Asta este clar. Pe, uh, dacă nu mă înșel, cu siguranță există și legi în acest, în acest da. sens. Oricine, orice organizație care atacă siguranța națională sau uh, vine în defavoarea societății, trebuie să fie condamnată și pedepsită. Um, dar... Asta ar fi și argumentul lor a celor care au făcut asemenea dar, declarații. Dar ca să ajungă pentru... la această concluzie, trebuie să, să fie o anchetă destul uh -huh. de, de amplă. Uh -huh. Dar eu cred că până la începerea unei astfel de anchete sau finalizarea ei, societatea aș va da seama cine este drept și cine este mai puțin drept, ca să nu spunem uh -huh. altfel. Da, părintele Ariu, iată, suntem acum în, în curând, în, va începe, așa, pentru unii a început deja campania electorală, vom avea referendum constituțional, vom avea alegeri prezidențiale în acest an, pe 20 octombrie. Care este poziția noastră oficială față de acest referendum și ce mesaje veți transmite ianuariașilor care urmează să meargă la vot pe 20 octombrie? În primul rând, recomand, încurajez ca toți cetățenii să-și exercite acest drept de a vota și să nu, să nu lipsească. Pentru că noi avem posibilitatea de a ne decide viitorul. Atât și cetățenii moldoveni care dețin cetățenie română să se ducă la vot atunci când vor fi alegerile prezidențiale în România. Mm -hmm. um, Consider că votul ar trebui să fie obligat prin lege. Să nu mai uh, fim atât de indiferenți asupra viitorului nostru. Nu avem posibilitatea să ne decidem viitorul și trebuie să facem un pas în spate și să reflectăm și să ne uităm puțin și în trecut și să analizăm uh, ca să putem decide corect unde vrem să mergem în viitor. Vrem să alegem o cale europeană sau vrem să alegem o alt fel de cale? Și fiecare este în drept să, să vadă cum era mai bine. Era mai bine în perioada sovietică, era mai bine atunci când partidele socialiste sau comuniste erau la guvernare. Este mai bine oare acum? Pentru unii poate răspunsul să fie da, pentru unii poate răspunsul să fie nu. Dar fiecare trebuie să se gândească bine, profund și neapărat, dar neapărat trebuie să meargă la vot prezența la vot ar trebui într-un stat care noi ne considerăm un stat democratic, liber, un stat în care avem voie să ne spunem opiniile, să strigăm în piață, să mergem pe stradă, să facem vloguri, să facem podcasturi, să ne... Uh, 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 nu trebuie să doar să țipăm doar în fața polițiștilor de la rutieră și în fața Parlamentului și a președinției. Trebuie să țipăm atunci prin votul nostru. Ar trebui prezența noastră să nu fie mai mică de 90% prezența la urne. Că așa este un stat normal, cum vrem noi să-i spunem. Și toți cetățenii să-și să găsească timp pentru viitorul lor. Care nu merge la vot, care nu-și exprimă opinia, n-ar trebui să mai aibă dreptul după aceea da, să, să, să facă proteste, să... Exact. să se revolte asupra unui fapt. Pentru că el, pe el nu-l interesează viitorul său. Și... Mulți... Acesta este calea pe care noi trebuie să o. Dar mulți părinți lor nu merg la vot pentru că sunt dezamăgiți, descurajați de politicieni. Sunt dezamăgiți care pentru că, că alții au votat în locul lor schimb. până acum Aha. și au ales cum au vrut ei. Cei care au votat până acum sunt, sunt bine mersi. Dacă au lăsat tot timpul pe alții să voteze în locul lor, ei aceia sunt fericiți și tot timpul vor fi triști până la adânci bătrâneți. Așa trebuie, trebuie altfel, abordată, alt, altfel abordată situația. Noi trebuie să ne spunem punctul de vedere nu doar atunci când ne doare într-un conflict de acesta minor în societate, ci trebuie să ne spunem punctul de vedere tot timpul. Vreau spre final să ne spuneți cum se convingem electoratul cei indeciși, pentru că avem un procent foarte mare de indeciși care uh, sunt foarte sceptici la integrarea noastră europeană, integrarea noastră cu uh, în UE și cu să fim mai aproape cu, de România. Uh, sunt indeciși pentru că consideră că uite, Uitați, acolo e globalizare, acolo vor veni migranți, țara va fi plină de migranți, vom avea globalizare. Și iarăși, argumentul acesta că Europa este degradată moral. Puteți să confirmați că Europa, România, suferă de pe urma degradării morale, libertății sexuale, migrației, globalizării? Iată, toate aceste informații. Acum. Aș vrea să fac o excepție de la funcția pe care o am <laughs> și haina pe care o port și să vorbesc eu, omul, care cu ajutorul Dumnezeu am călătorit în destule țări, mai ales și cele europene, dar și nu numai. Eu n-am auzit în țările acestea care sunt degradate moral atâtea înjurături cât aud la mine în țară. Eu n-am auzit să se înjure atât de Dumnezeu într-o țară necreștină mm -hmm. sau creștină, dar de altă confesiune, decât într-o țară ortodoxă. Mm. Unde este de care deține această de cine deține această degradare morală? Eu, eu n-am văzut atâta ură între vecini. Da, desigur, nu se bagă unul pe altul în seamă, dar nici nu se urăsc. Așa decât în, în, țara aceasta ortodoxă, din punct de vedere moral, extraordinar de avansată. Așa că n-am văzut atâta corupție și atâta șpagă uh -huh. și atâta întins mâna și atâta cerșătorie și atâția oameni săraci în acea, aceste țări așa degradate moral decât văd în, 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 în țara mea. Oameni atât, oameni indiferenți, Oameni care, știți, numai în limba română există expresii să, să moară vecinul ca să pot fura eu capra. Mm -hmm. Sau fel și de fel, fel de... Adică atâta ură și atâta mm -hmm. uh, intoleranță la cei săraci, necăjiți, decât numai în, în zona aceasta, așa zis, ultra-ortodoxă. Mm -hmm. Deci... Uh, Trebuie să, să vedem lucrurile puțin la rece, nu doar ceea ce se propagă uh, din anumite posturi mediatice plătite uh, offshore. Uh, uh, deci, uh, și degradarea aceasta morală, acum am eu haina înapoi pe mine, uh, degradarea aceasta morală uh, ține totuși de fiecare persoană în parte, din slaba noastră credință. Ce nu pot să fiu izolat. Mă duc în pustie, eu, la Constantin, mă duc în pustie și uh, pot să fiu degradat moral și n-am pe nimeni în jur, nu mă controlează nimeni, sunt eu cu eu însumi. Uh, Sfinții părinți ar trebui, uh, ne spun nouă că atunci când suntem în uh, pustie sau în, în singurătatea noastră, suntem numai noi cu Dumnezeu. Dacă uh -huh. eu pot să-l înlătur și pe Dumnezeu și să fiu degradat, uh, degradat moral chiar în mijlocul pustiei. Deci această decadență morală ne o facem noi înșine. Ce nu avem posibilitatea că vine Europa cu homosexualitatea. Ce Așa. noi nu, nu -avem, putem avea homosexualitate. Nu -avem, avem problema asta. Dar în în Africa nu, nu există homosexualitate, dar Europa nu are nicio legătură cu... Cu, în Africa, am vrut să zic, cu, cu Africa. Sau în alte țări nu există lucruri de genul acesta. Și în ,ă, România, având o experiență europeană de acum de ceva timp, nu s-au impus lucrurile acestea de acceptare a imigranților, ci din contra, România a cerut imigranți nepaleși și de alte națiuni pentru a ajuta forța de muncă. Uh, nu i-a fost impusă uh, acceptarea homosexualității din punct de vedere legal sau uh, alte 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 lucruri. Acestea sunt niște uh, uh, vorbe care să sperie și să apeleze la această parte: că noi suntem ultra-ortodoxi și uh, Europa reprezintă păgânismul. Întotdeauna vor exista popoare ortodoxe, creștine și popoare păgâne, care nu vor să se afileze cu niciun fel de religie. Dar nu trebuie să folosim acest lucru ca argument, ci degradarea morală va veni tot timpul din interiorul nostru, niciodată din exterior. Uh -huh. Eu, dacă stau la masă și am fost invitat să stau uh, la discuții uh, despre uh, homosexualitate, despre identitate de gen, stau la masă cu un homosexual, cu un transgender, uh, asta nu înseamnă că eu sunt degradat moral. Uh -huh. Pentru că stau la masă cu ei, să discut niște probleme. Eu și Isus stătea la masă cu vami și și-și da. cu copiii. Dacă, cur dacă Isus a intrat în uh, casa lui Zaheu, și a adus mântuire ca seie În final, nu înseamnă că Isus era degradat moral. moral. Ce misiunea sa este să trezească conștiința din fiecare persoană și să se întoarcă la adevăr. Dacă noi credem că Europa este degradată morală, hai să mergem în Europa și să o trezim la realitate <laughs> și să le arătăm frumusețea ortodoxiei și a, și a moralei excelente pe care noi deja o avem dobândită. Așa. Haideți noi să schimbăm lumea. Aceasta este părerea mea. Adică așa văd eu lucrurile, că putem noi lupta. Noi ce? Ne luptăm doar cu ortodoxii între noi și ne spune, asta, e, asta este o practică protestantă. Mm -hmm care ei stau în numai între dânsii și nu au acces alții și doar trimit agenți care să racoleze. Ortodoxia nu este așa. Ortodoxia este acolo. Trebuie să ducem să propovăduim această ortodoxie nu la alte popoare ortodoxe. Cum vin rușii să ne propovedească uh, nouă ortodoxia pravloslavnică. Nu aveți voi ce să propovăduiți în acest spațiu, că noi suntem ortodoxi dinaintea voastră. Așa. Uh, ortodoxia se propovădește acolo unde nu există ortodoxie. Acolo unde Hristos este străin, eu acolo mă a dus să-l mărturisesc pe Hristos, unde ei nu au auzit, sau și-au pierdut cunoștințele, sau s-au -au îndepărtat de Hristos și eu vin să le, să le readuc aminte că există un Dumnezeu, că există un Mântuitor, un Salvator. Asta, e, asta este viziunea mea și asta ar trebui să reflectăm asupra acestor lucruri. Părintele Lariu, vă mulțumesc pentru declarațiile pe care le-ați făcut și pentru poziția pe care ați prezentat-o. Uh... Și vă doresc, într-adevăr, să păstrați această râvnă și putere de a, de a face misiune aici în țară, de a promova acele valori autentice creștine care ne aduc bine sufletelor noastre și ne aduc așa o, o poziție echilibrată vis-a-vis -vis de realitățile din jur și vă dorim succes în activitatea noastră eparhială și în tot ce faceți pe plaiurile Moldovei. Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și ori de câte ori mă veți invita, voi răspunde afirmativ. Mulțumim frumos! Stimați prieteni, ne vă reamintesc că am discutat în această ocazie minunată cu Constantin Olariu Secretarul eparhial și consilier pe comunicare în cadrul metropoliei Basarabiei, um, am încercat să promovăm împreună valorile, cultura, spiritualitatea românească și poziția creștină vis-a-vis -vis de uh, ceea ce se întâmplă în jurul nostru, realitățile pe care le trăim, cum să facem ca să reușim să restabilim pacea pe pământ între noi oamenii și între națiuni și cum să promovăm acele principii, repere și valori care ne aduc uh, liniște sufletească, sănătate, fericire și bunăstare aici, în țara noastră și peste tot în lumea noastră. Sunt Sergiu Miron, vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră, până data viitoare, toate bune, la revedere! Acest program a fost realizat în cadrul proiectului Poduri de Speranță peste Prut, finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Radio Vocea Speranței